Bă, că și ăștia au grob, numai noi. Au niște rampe din aia pe autostradă, în plafice, le-am prins vreo două cu încărcat cu furca, am zis că le-am făcut varză pe toate. Am zis că le-am tocat, le-am făcut praf. Mi-era și târjă să deschid ușa. Hai, bună dimineața. Și bine v-am găsit la un vlog. Mamă, tu nu te egalizezi, ce morții tăi ai. Ce morții lui are, mă, nu are aer, ce morții. Am dat egalizare la remorcă și vreau să-și fac egalizarea la cap. Cu stau două date jos. Așa trebuie să încarce aici. Gata, acum am luat. Acum suntem ok, putem să ne punem în mișcare. Bă, dar ce ciudată e remorca asta, când ai frâna, drumul la frâna de mână, o pușcă la vale. E ciudată, nu pot să mă obișnuiesc cu ea, nu scriu, m-am obișnuit cu mega ăla, nu se simte altfel, frate, se simte ca, ca și cum ai avea, tractezi după tine un bolovan de la nenorocit, așa se simte mega ăla. Asta e gen, ăsta e gen, ăsta de fapt are frig, trailerul ăsta, știi? Bun, acum suntem la Flora Holland, pe la Naldwijk, morții lui, cum se pronunță, numai ăștia olandezii știe, că eu nu reușesc. Am o cărcătură ciudată, am jumătate de remorcă și cu palet de două feluri, așa, se fută măsa. Și chestia e că remorca asta nu are șină din aia pe toată lungimea ei, șine pe care poți să spui bările alea de blocare, să blochezi marfa. Înțelegi tu? Nu. Și a trebuit să improvizez. Am avut două bări din alea cu gen cu scripete. Înțelegeți voi? Nu, și am pus una cam pe la jumătate și una mai jos. Înțelegi? Și le-am opintit în pereții remorci. Acum nu știu cât de bine o ține alea. O să trebuiască să merg ușor să nu smucesc marfa, știi? Că dacă se aude în remorcă hodorong tronc, nu mai ajung cu nicio floare acolo. Se face dracu, se face bucăți toate, masă vegetală direct. Tu-ți dai seama că se face numai flori acolo, nici nu mai ai să mai alegi din ele. Daună totală așa direct. Când am remorca plină, nu e problemă. Că la capăt acolo, la capătul remorcii, am șină din aia și pun bări din alea groase ca lumea, solide, pătrate, din dreptunghiulare, din aluminiu, știi? No, și alea, ai pus una din aia și n-ai treabă, nu se întâmplă nimica. Eu puneam o traversă din aia așa și una de asta la altă care era cu scripete, o puneam pe rândul ăsta la altul de paleți, știi? O puneam așa de sus în jos și asta o puneam așa. Dar n-avea nici pe dracu. Am făcut câteva curse, nu știu, am făcut vreo 10 curse de când fac de duminică și cu sistemul ăsta de blocare și n-am avut problemă. N-am niciun fel de problemă. Acum nu știu, mi-e cam târșă cu bările alea două, că nu prea au alea rezistență și și grele panaramele astea de căruțuri. Ca o ghivece cu flori, pământul ăla, e apa, e... mai sunt alte tipuri care au, care sunt gen vaze, știi? Și ele sunt tăiate și au apă în vazele alea mari, așa de plastic, gen, știi? Și sunt foarte grele alea. Și am și din alea, în față, căruțuri din alea mari. Și după aceea căruțuri de astea, alte, înalte și înguste, morților, că sunt două tipuri. Când accelerezi, trebuie să accelerezi mai lin, așa. Și la frânare, la fel, să nu faci mișcări bruște, știi, că atunci tot marfa, mișcându-se, împinge în bările alea și se cedeze. Vom vedea ce se întâmplă. Da, mă, că am zis că scap de florile alea de atunci, de duminică, de luni dimineață, dar bă, că n-am avut noroc, nu știu care-i treaba. M-a sunat a doua zi de la muncă și mi-a zis, păi ce s-a întâmplat, că uite așa, de ce ați făcut numai o cursă și... Păi zic, păi nu, uite-te și tu că ai calculator de bord, ai
cardul tahograf, ai, adică ai de unde să colectezi date căcălău, adică numai să vrei. Și uite-te și tu și vezi ce am făcut, dacă vezi undeva, pe undeva că am stat, înseamnă că am stat, dacă nu vezi, înseamnă că n-am stat. Înseamnă că atât au luat, s-au întârziat. Că bun. Și am zis, bă, omule, zic, jobul ăsta nu e de mine, adică mă țin 10 luni pe și spol și nu fac nimica, zi de zi, știi, și după aia mă trimiți aici să-mi rup oasele în mine, știi? Zic, nu merge, zic, ăsta nu e job pentru mine, nu, n-am. Zic, caută-o pe unul care e făcut, frate, că el știa că da, că e nevoie de un culturist. Păi caută-ți, frate, un culturist și pune la împins cărucioare, că eu n-am de gând să muncesc fizic, să-mi rup oasele în mine pentru aceiași bani. Chiar și mai mult dacă ar fi fost, nu m-ar fi tentat, că nu sunt genul care vrea să muncească, să-și rupă cărca. Așa mai lejer, bă, mai puțin, dar să fie lejer, frate. Ușor de lași, înțelegi? Că dacă nu mă menajez acum la tinerețe, mai târziu nu te menajează nimeni. Nu. Și bă, azi vreau să vorbesc că am luat-o cu totul alt subiect. Azi vreau să vorbesc despre niște lucruri care mă super deranjează la Actros sau sunt la Mercedes Actros. Sunt niște lucruri, niște chestii făcute foarte prost la ei, niște lucruri concepute prost. Și nici nu știu de unde să încep. Dar cred că încep de la exterior, că cred că prima problemă ar trebui să fie ușa de la Mercedes, de la Actros. Mă disperă, frate. Deci opritorul ăla nu e opritor pentru ușă de camion, ăla e opritor pentru ușă de smart, probabil, dar nici de cum pentru ușă de camion, deci aia e o mare tâmpenie. Ușa aia, de câte ori te sui, de atâtea ori îți fute câte una, ba îți prinde piciorul afară, ba îți fute una pe la spate așa. Și când vrei să cobori, ți-o dă în față, trebuie să stai după aia, să o împingi, să te rogi, dar haide dragă, vrei să rămâi blocată, mai ales dacă ești puțin în pantă, te da dracu, n-ai nicio șansă. Înțelegi, după că a apărut și ceața. Și asta ar fi primul lucru care mă deranjează foarte, foarte tare la Mercedes. Hai ziua bună, copilași, drăgălași. Am rupt vlogul în două, stați. Așa ca prin magie, după cum vedeți, s-a făcut ziua, domne. Am început vlogul dimineață și am rămas fără memorie pe card. S-a oprit filmatul până la vreo 9 minute și n-am apucat să termin vlogul și aș vrea să-l bag pentru sâmbăta asta. Am material, am mult mai mult material filmat, am cred că vreo 5 sau 6 vloguri filmate până acum. Dar vreau să-l pun pe ăsta să aibă legătură cu ălalaltul de luni, gen. Înțelegeți, bă? Deci, vorbeam dimineață, înainte de răsăritul soarelui, vorbeam de lucrurile care mă deranjează foarte tare la Mercedes Actros și începuserăm, din câte am reușit să văd la ora aia dimineață când am ajuns acasă, ne-am descărcat cardul în laptop și m-am uitat puțin să văd cam pe unde am rămas, la opritorul de la ușă, care nu ține nici într-un fel, deci ușa te lovește din orice poziție, deci dacă ești cu spatele ți-o dă pe la spate, dacă ești cu fața ți-o dă în figură și oricum mai face, ușa aia nu stă cum așezi tu, ca să poți să cobori și tu ca oamenii din camion, ușa aia întotdeauna te va presni, îl dă perversa. Nu știu ce au făcut inginerii de la Mercedes, dar au dat o mare buleală cu opritorul de la ușă. Sistemul ăla nu e gândit pentru o ușă grea de camion, nu știu care-i treaba, de pe unde l-a luat, de pe ce mașină. A pus și el, a urcat acolo că le avea pe stoc.
După care intrăm în camion, știi, intri în camion, poate totul e ok, toate spus unde trebuie. Foarte ușor de folosit, comenzile sunt foarte ușor de intuit, adică, da, zici, oh, e beton, e confortabil. Pornești motorul și după ce pornești motorul, ai o mare surpriză, cutia de viteze. Trezești la realitate, bă, stai așa, că nu e atât de bun pe cât pare. Cutia de viteze e jalnică. E jalnică. De exemplu, dacă te oprești într-o intersecție și vii puțin mai lansat și te oprești mai rapid, așa, de n-apuc el să retrogradeze vitezele, o să rămână undeva la 6, la 7, în viteza 6-7, înțelegi? Iar după, imediat, dacă vezi că este liber și bași piciorul în ea să o iei înainte, acea cutie aia sare neutru și după aia se gândește și încearcă să o dea pe a treia, dar a treia parcă e prea mică, după aia ți-o dă pe a cincea, după aia ți-o dă pe a șasea, iar ți-o dă pe a patra, iar le amestecă și rămâi așa câteva secunde cu piciorul în accelerație și nu se întâmplă nimic, mașina nici nu se mișcă, știi? Și tu poate vrei ca să te... n-ai nicio șansă. Oh, când schimbă vitezele, e jale mare cu camionul ăsta. Cutia de viteze nu-i de acolo. Da, mă, s-o obosit să-mi bat picioarele. M-am obosit cu tura asta, cu florile lor, săptămâna asta m-a rupt în gură, fraierii. Multă muncă. Multă, multă muncă. Asta e treaba. Băi, și după cutia asta de viteze, ce m-a mai deranjat, cel mai tare, ce m-a deranjat foarte tare, ar fi scările de la Mercedes. Plasticul din care sunt confecționate nu are niciun fel de aderență, gen. Știi, și dacă ești puțin pe bucanci și pe încălțări și nu te ții bine de părele astea când vrei să cobori, ai ocazia să te duci direct în nas să-ți rupi gura, știi? Că nu s-au gândit că trebuie un material aderent pe scările alea să ai aderență, nu când pui piciorul. Domnule, sunt făcute capcane, gen, să-ți rup capul. Așa. După aia ce ar mai fi? Ar fi lipsa unui sistem multimedia, că CD player-ul ăsta e doar un amărât de CD player. Rămas pe stoc. N-au fost și în stare, la câți bani costă un Mercedes de ăsta, n-au fost în stare să pună și ei ceva. Să pună și ei ceva a cătării, cu navigație, cu un port USB, să poți să-ți pui o memorie USB ceva pe el. E slab, e foarte, foarte slab. Cel puțin pe nivelul ăsta de echipare, adică ai doar o mufă jack și o mufă de aia USB care n-am mai văzut-o de ani de zile, de 10 de ani, de 5 ani probabil n-am mai văzut o mufă de aia USB. Nu, cam astea ar fi, cam câte sunt vreo 4. Cam astea ar fi punctele care mă deranjează cel mai tare la altul. Este un camion ok. E confortabil. E destul de spațios, e foarte spațios. Încă este mai spațios ca Manu, că toată lumea zice că Manu este are cea mai mare cabină și e cel mai spațios. Eu zic că vă înșelați. Din ce cauză? Nu știu dacă ați văzut voi Mercedes-ul ăla de cursă lungă cu 4 trepte. Podeaua plată cu 2-4 și așa mai departe, are o cabină super mare. Super, super, super mare are cabina. Dacă îl pui lângă un man, manul e mic pe lângă el. Înțelegeți voi? E super spațios. Și este deserat, este mult mai bine ca un man. Totul e la îndemână. Totul e acolo, exact unde trebuie să fie. La man sunt toate confuze, bordul ăla zici că m-au scrutat ăștia în gheață și l-au lăsat așa. E ciudat camionul ăla, nu are suprafețe vitrate ca lumea. Înțelegeți voi? A, și ce ar mai fi un minus iară la camionul ăsta? Ar fi sonorizarea, e sonorizare foarte, foarte proastă.
ne-a putut să pună și o sticlă mai bună. Sticla asta este de toată băcănia. Toată gălăgia intră înăuntru. Înțelegeți? Dar asta probabil că se aplică cam la toate camioanele, că la toate e la fel. Ai foarte mult zgomot înăuntru. Zgomot de la motor, de la roți. Tot zgomotul intră în cabină și dacă ar fi mai puțin zgomot în cabină, ar fi mult mai confortabil. Asta e chestia. Ar fi mult mai ușor pentru noi șoferi să le conducem. Uite, Timișoara! Azi în Timișoara, mâine toată țara. Da. Trecut o mașină cu număr de Timișoara. Și o grămadă de români pe aici, acum în Olanda, să-mi bag picioare. Constanța, Timișoara, Galați, Hunedoara, iar o grămadă, Hunedoara, Iași. Dar am văzut cam București, Prahova, Vaslui. Am văzut cam, le-am cam văzut pe toate în pacie. Apoi noi românii am plecat prin toată Europa, prin toată lumea, mai corect, suntem plecați prin toată lumea numai și le muncim la ăștia, le facem economii, le se duduie și la noi bate vântul sărăciei. Și ăștia care au rămas taie și spânzură tot și fură tot din prin țara noastră și noi le facem via cu pun țările altora. Știi? Îți ajunge cuțitul la ouă și vezi că cu aceeași muncă aici ei 2000 jumate și în țară ei sub 1000, nu prea îți convine să stai. Deci, știi? Tu bași picioarele, îți pui punga în băț și ai luat-o la picior. Dar nu o să vorbim astăzi despre asta. În ziua de azi am cam încheiat, in and out. Astea au fost lucrurile care mă deranjează cel mai mult la Actros. Probabil că o să fac și un episod în Europa. Mă, că și ăștia au grob, numai noi. Au niște rampe din aia pe autostradă. Îmi plac picioare, le-am prins vreo două cu încărcat cu furca, am zis că le-am făcut varză pe toate. Am zis că le-am tocat, le-am făcut praf. Mi-era și târjă să deschid ușa. Numai așa vine. Balul. Li se surpă terenul, că și așa terenul ăsta e nisipos, e sub nivelul mării, vă dați seama. Și sunt pe A4 ăsta niște porțiuni care sunt chiar foarte nasoale. La noi. Și în general, dacă te duci pe străzile astea mai lăturalnice așa ale orașului, sunt prăparză ca și la noi, plin de gropi și așa mai departe. Nu numai la noi, stați liniștiți. Și la ei. Tot ce este așa la vedere e ok. Dacă te duci undeva mai la suburbii, așa nu mai e ok. Vă spun eu. Ok, mă. Ne vedem episodul următor. Aveți grijă de voi, v-am pupat. Ceau. Vă duceți prudent.